Tinerii decid să plece în continuare din țară și în timp își trag și familiile lângă ei. Puțin sunt cei care se întorc sau decid să rămână în România. Cu toate acestea, primarii fac investiții în unitățile de învățământ. Sunt construite grădinițe, sunt reabilitate școli, sunt create condiții pentru copiii din ce în ce mai puțini. În comuna Jegălia, numărul școlarilor s-a înjumătățit în ultimii ani, iar anul acesta, până în momentul de față, s-au născut doar 7 copii. Situația nu este singulară în județ și în țară. Foarte multe școli și grădinițe își vor închide pe viitor porțile din cauza lipsei elevilor. A început noul an școlar. Spuneți-ne un pic cum sunt pregătite școlile pentru noul an școlar, câți elevi aveți, câți școlari, câți preșcolari. Care este situația în comuna dumneavoastră din punctul ăsta de vedere? Școala generală numărul 1, care are în subordine și inclusiv școala generală de la Gâldău, anul acesta are 363 de copii, atât începând de la grădiniță până la clasa 8. În jur de 100 de preșcolari sunt din 363. Ca și școli, pot să vă spun că avem școlile dotate, curate, cu terenul de fotbal. Noi am avut două proiecte în cei 7 ani de când sunt eu primar. 3 proiecte, de fapt, a fost pentru școala generală de la Gâldău, am avut un proiect de 5 miliarde, însemnând toalete în interior, terenuri de fotbal, sport, de gazon, sintetic și, bineînțeles, amenajările interioare. După care am mai avut un alt proiect la Jegălia de 500.000 de euro, unde am construit o sală de sport, terenuri sportive afară, bineînțeles, toalete, băi. Avem pentru fiecare copil în ambele școli, fiecare cu vestiarul lui. Și nu în ultimul rând am prins pe PNDL 2, încă un proiect de 18 miliarde, în care am dotat școlile și grădinițele la un standard destul de superior pentru a putea copiii să aibă un învățământ de calitate. În momentul de față aveți proiecte în derulare la unitățile de învățământ? În momentul de față nu, pentru că ele sunt destul de bine dotate și aranjate. Acum depunem un proiect unde vrem să avansăm puțin mai mult, dar deocamdată nu putem să avem încă discuția, abia astăzi, pe data de 12, da, astăzi se deschide linia acestor fonduri norvegiene. Ele se deschideau puțin mai devreme, numai că guvernul României n-a alocat seara cei 30% din suma totală. S-a alocat și acum am înțeles că undeva se vor închide în decembrie aceste fonduri norvegiene și acolo merg pe învățământ și sănătate. Noi avem un astfel de proiect pregătit deja, dar să-l depunem. Pentru partea de învățământ, acolo s-a integrat mai mult doamna director. Ea știe mult mai bine ce le mai trebuie, dar școala, v-am spus, este foarte dotată, inclusiv cu aparate de dezumificat aer, cu stații radio, cu tot, cu calculatoare, tot. Ce este mai rău și mai greu este faptul că noi, la ora actuală, numărul de copii este într-o scădere foarte accentuată, pot să spun. De la 690 de copii, cât am avut în 2012, 363 au intrat anul acesta prin băncile școlii. Ca natalitate, la într-o localitate de 4216 locuitori, dat de INS, am avut până la ora actuală 7 copii. În ultimele 3 luni, iunie, iulie, august, niciun copil nu s-a născut. Și acum începem să ne punem întrebări. Mai mult de atât, faptul că tot la școli, acolo o să avem la anul 40 de copii, noi am început deja prin Ministerul Învățământului. Am avut o grădiniță care avea probleme, fiind foarte veche, a început să se dărâme. Așa, în interior era destul de bună, dar am avut probleme și a trebuit să o dărâmăm. Și astăzi, când vorbesc cu dumneavoastră, deja se reconstruiește o nouă grădiniță, mai mică, bineînțeles, pentru că nu erau copii și nu puteam să cerem o grădiniță mare. Am cerut o grădiniță, dar modernă, pe ultimele standarde ale spuse de Ministerul Învățământului. S-a făcut proiectul și execuția de Ministerul Învățământului. Și deja am început să o construiască. Termenul de construcție este de un an de zile, deci undeva noi în iulie vom avea grădiniță nouă la Gâldău, unde va trebui noi să punem instalațiile de căldură, de fapt centrala. Și bineînțeles trebuie tot ce înseamnă în interior, dar avem pentru copii a se juca, băncuțe și... Iar în exterior locurile de joacă le va face tot primăria. Cam asta este cu învățământul la noi. Acesta este situația din zona învățământului, dar în localitate. Ce proiecte mai aveți implementate în momentul de față și ce doriți să implementați în perioada? Dacă n-aș vrea să sărim, aș vrea să spun altceva, că fiecare compartiment de viață din această localitate e tratat cu multă seriozitate și atunci
Vreau să vă spun că pe linie sportivă, la copii, noi avem o sală de lupte libere. Suntem singura localitate din județul Călăraș și cred că puțin din țară ca și comună cu o echipă înscrisă, Tricolorul Jegălia se numește, la Federația Română de Lupte Libere, unde avem copii cu foarte multe performanțe. Iar acești copii au antrenamente zilnice cu profesori de la Călăraș și antrenori de la Călăraș și participă în toate competițiile. Chiar acum, de zilele comune, am avut Cupa Jegăliei, unde au participat nouă echipe din România. Am fost nevoiți să invităm numai nouă pentru că locația era mică. Noi în fiecare an făceam afară această activitate, numai că datorită căldurilor foarte mari vine suprafața pe care ei se luptă, este dintr-o pânză din asta, din cauciuc și se încălzește atât de tare încât îi frige pe copii și am fost nevoiți să facem în interior. Și în interior mai mult de 150 de copii nu poate să intre cu spectatori cu toți și undeva am mers mai pe 9. Dar în fiecare an, de obicei, veneau la 14-15 echipe din țară, asta însemnând că în competițiile naționale, că e de aia și vin, avem rezultate foarte bine și bune și vor să vadă noi copii cum să, știți, își văd adversarii și din cauza asta. Și noi ne ducem și ei vin la noi. Deci e o activitate bună. Mai mult de atât avem și două echipe de fotbal. Echipa de la Jigării are și echipă de juniori, deci undeva copiii sunt integrați în lumea sportului. Dar asta n-am vrut să săr. Iar dacă tot vorbim despre sport, la Gâltău, chiar pe data de 10 septembrie, avem ordin de ministru, tot pe CNI și am câștigat acolo o bază, un complex sportiv în Gâldău și unde avem promisiunea că undeva în luna lui noiembrie, pe ce se termină licitația pentru proiectare și construcție, cu ajutorul lui Dumnezeu se începe și acolo o nouă bază sportivă. Deci am avea echipă, avem pe fiecare școală bază sportivă, avem săli de sport amenajate, terenuri amenajate, sală de luptă libere cu profesori. Și aici fac chiar o paranteză, Consiliul Județean ne-a oferit 50.000 de lei anul acesta, ceea ce e un lucru foarte bun. Avem bază sportivă la Iezeru și bază sportivă la Gâldău. Copii să vor să vină și să mai lase internetul și telefoanele astea mobile și să vină așa cum eram noi pe vremuri, toată ziua pe stadioanele de fotbal. Și noua bază sportivă de care se va construi la Gâldău, ce va conține? Teren de fotbal sau ce? Va conține două terenuri de fotbal. De fapt, va conține o clădire în care se vor schimba, vor face baie, vestiarele. Da? Va fi un stadion de fotbal pentru divizia A4-a. Și, bineînțeles, încă un stadion închis cu sintetic pentru copii unde poate să joace nu numai fotbal, ci pentru un handbal, eu știu, și pentru un basket, pentru orice. Plus că în lateralele acestei baze vor fi și suprafețe unde vor avea tot felul de aparatură în aer liber pentru a face tot așa exerciții de fizice și, bineînțeles, efort fizic pe instalații bine pregătite. Am vorbit despre învățământ, despre sport, acum să revenim un pic la proiecte. Ce proiecte aveți implementate în momentul de față sau la ce lucrați? Păi mai e un proiect care chiar acum l-am întâlnit, vorbind de sănătatea comunei. În afară de cele trei mari caravane în acești 7 ani de când sunt eu primar, am avut 3 caravane cu foarte mulți medici. În 60-70 de medici am văzut starea de sănătate a populației. La ora actuală, comuna deține 2 cabinete medicale de medic de familie, în Iezeru și la Gâldău, și cel de la Iezeru, pe timp de noapte, se transformă în centru de permanență, unde avem câte un medic în fiecare seară, din medicii de medicină familiară din comunele învecinate și din Călăraș. Fosta școală Iezeru, unde n-am mai avut copii și a trebuit să o închidem, am făcut un proiect pe PNDL2, care s-a terminat, s-a finalizat și se numește Centrul de Sănătate. Suntem foarte avansați, în sensul că cei 3 medici de la Călăraș, doamna doctor Enache, doamna doctor Paris și doamna doctor Topologeanu, vin deja, făcut contracte, mai au câteva aprobări să ia de la DSP și să încheie cu Casa de Sănătate și avem o problemă cu medici de medicină internă, cardiolog, ginecolog, pediatru. I-am găsit la Fetești, pentru că Spitalul Călăraș nu ne poate oferi. Acest centru este făcut nu numai pentru locuitorii comunei Jegălia, ci și pentru locuitorii comunelor învecinate, mă refer la Dichiseni, Unirea, Borcea, Jegălia.
așa un total de în jur de 20.000 de locuitori care nu ar mai aglomera spitalele din orașul Călăraș sau orașul Fetești și ar veni aici o dată pe săptămână unde ar beneficia de un medic specialist, inclusiv centru de recoltare și recoltarea sângelui și analizele care le cer medicii care vor lucra în acest centru. Săptămâna viitoare avem o vizită la București și să sperăm că, în momentul în care vine chiar domnul director al Casei de Asigurări de Sănătate, ne-a promis că vine, să vedem cum facem să-i aducem pe cei de la Fetești ca să se găsească o soluție legală, ca medicii, așa puțin cum îi avem acum, să poată să vină să profeseze și aici și să fie plătiți de una de casele de asigurări, că o fi Călăraș, că o fi Fetești, vedem ce vor spune deși. Și e un lucru extraordinar. Acest centru de sănătate îmi vine bine și pentru faptul că am această secție de lupte libere și pentru că mai avem tot felul de probleme cu copiii și trebuie foarte bine urmăriți pentru că în timpul luptelor se mai întâmplă, eu știu, să mai cadă, să rănească de aia și noi tot timpul trebuie să-i supraveghem medical. Un alt proiect în afară de cel de sănătate? Noi avem două proiecte. Jegălia a depus 3 proiecte la drumuri. Am avut nenorocul în 2018, firma Nestrade din București să înceapă un proiect de 7,5 km de asfalt în cele 3 localități din comuna Jegălia. În luna lui februarie am fost anunțat că au intrat în insolvență. Intrând în insolvență sau faliment, a trebuit, abia acum, astăzi, a trebuit să așteptăm până pe 17 iulie să încheiem toate formalitățile, pentru că până atunci aveau ei ordinul de desfășurare a acestei lucrări. Și acum sperăm că zilele astea, astăzi, mâine, să ridicăm în SICAP din nou, poate vom găsi o firmă care să vrea să facă această lucrare. Mai avem am câștigat pe măsura 4-3 la drumuri agricole un proiect de 7,6 km, este un drum care ar lega toate cele 3 localități prin câmp. Numai că am câștigat 100 de puncte, Ministerul Afirul n-a avut decât 30, fiecare proiect a fost de 1 milion de euro, n-a fost decât 34 de milioane de euro și suntem câștigători fără finanțare. Să vedem, domnul ministru Teodorovici a promis că vor face un împrumut în Banca Mondială și că le vom executa și aceste lucrări, dar deocamdată stăm cu acest proiect în birou. Și mai avem un proiect care l-am făcut acum pe 8 km, tot de asfalt, cu acești 8 km s-ar închide toată asfaltarea din comuna Jegălia. Proiect care în acest stadiu este încă în stadiu de a declara firma care câștigă și să sperăm că vor veni și finanțările. Este un proiect pe acea măsură de suvenaritate se numește, unde de fapt este un împrumut de pe 20 de ani ca noi să executăm această lucrare și cu asta am închide tot ceea ce înseamnă asfalt. Deci am terminat dacă aceste 3 proiecte unul are finanțare, da. Numai că acolo v-am spus s-a întrerupt datorită falimentului dat de firma constructoare. În ultimii ani știu că ați avut proiecte în colaborare cu cei de la Plantă Foarte Bune. Da. Voiam să vă întreb, anul acesta derulați un astfel de proiect sau mergeți în continuare? Eu în momentul de față cu dânsii, pentru cele 45 de hectare de salce, dânsii și anul ăsta ne-au ajutat cu motorina ca să putem să facem lucrările în salce. În toamnă, poate împreună cu dânsii, deja primele 8 hectare, nu, 10 hectare deja sunt în stare de masiv, deja acolo s-a închis starea de masiv, dar în partea asta, la celelalte, va trebui să facem o iragare. Anul trecut a făcut o direcția silvică, anul ăsta să vedem cum vorbim cu dânsii și poate reușim să-i lagăm și în momentul ăla va intra în linie dreaptă și nu vom avea foarte multe lucrări în această salcie care de fapt s-a prins în proporție de peste 90%. Am plantat în schimb anul trecut cu dânsii 5 hectare de salcă unde avem cam 70% s-a prins datorită secetei. Dar vom intra și aici în lucrări, numai că suprafața de teren pe care aș mai fi putut să plantăm nu prea mai există decât în gropile de gunoi existente acum. Și acum am promis că în momentul în care avem o stație de compost în care este aprobată tot și se va construi, să sperăm că la anul intrăm în linie dreaptă, în momentul în care voi lua acel gunoi de acolo și le voi astupa, acolo voi mai pune în jur de 10 hectare de salcă, de jur împrejurul localității. Deci acolo va fi anul acesta, în toamna acesta, nu cred că putem să... Nu avem suprafețe disponibile pentru a planta cu deși.
Ce ne puteți spune despre rețeaua de apă și rețeaua de canalizare? Rețeaua de apă în comuna Jegăria încă din 2010 a fost dată ca serviciu firmei Raja ESA din Constanța. Suntem și singura comună care suntem sub, de care avem contract cu Raja. Raja are un proiect de 10,5 milioane de euro pe post mediu 2, în care așa au repartizat trei lucrări. Una, stațiile, cele șase stații, de fiecare comună avem câte două stații de apă, vor fi denisipate, aranjate cu tot ce trebuie, dar pentru faptul că la Gâldău deja se construiește o uzină de apă. La ora actuală. Deci la ora actuală denisipează de la Gâldău, au început la Iezerul de ieri și construiesc acea stație pe care spun ei că undeva în jurul lunii anului viitor, în martie, stația este gata. Au scos la licitație o altă lucrare care de fapt înseamnă lucrarea de a aduce apa de acolo din stație prin Gâldău până la Iezerul. La fiecare cele două stații vor veni cu surplus pe bazinele de apă. Lucrare care nu s-a finalizat încă la Păsicap. O altă lucrare a lor este în satul, numai în comuna Jegăria, în satul Jegăria de fapt, va fi canalizare. Motivația a fost că este singura care depășea numărul de 2000 de locuitori, obligație făcută către Consiliul European. Consiliul Europei obligă localitățile mai mari de 2000 de locuitori să aibă canalizare. Și ei vin, au venit și vor face canalizare. La fel, canalizarea este în, am înțeles că deja în luna lui august au declară, trebuia să declare firma câștigătoare dacă nu cumva există și aici, conform legii, contestații. Și contestațiile tot timpul sunt. Și a patra parte a acestei lucruri este stația de epurare a acestei canalizări de la Jegălia, care se va executa la Pietroiu deasupra unei stații electrice. N-am putut să o facem într-altă parte, ne doream să nu ne ducem cu toată canalizarea până la Pietroiu, care are niște costuri imense cu pompe. Nu am găsit un alt loc. Cei de la Apele Române, fiind foarte aproape localitatea de Dunăre, acolo unde am vrut noi, nu au putut să ne ofere terenului, nu i-a dat aprobare ca să facem acolo stația de pompare, undeva la Gâldău. Și din această cauză vor fi făcute acolo. Eu sperăm că anul ăsta deja ei se vor apuca de lucru. Acum, drept să vă spun, dacă suntem deja în septembrie, dacă vor veni la 1 octombrie să înceapă lucrarea de canalizare, eu nu să fiu de acord, pentru că deja ne îndreptăm spre iarnă, nu spre vară și nu vreau toată iarna ca cetățenii să aibă de suferit. Mai mult de atât, datorită acestui proiect care s-a întârziat foarte mult, noi n-am putut să facem aceste asfaltări cu șanțuri betonate. Pentru faptul că acolo unde făceam noi șanți betonate, ei trebuia să vină să spargă și să bage aceste conducte de canalizare. Mai mult de atât a trebuit să insistăm să nu ne taie strada asfaltată, pentru că ne-am fi dorită și noi, normal, să băgăm canalizare, să avem apă și după aia să facem asfalt. Dar dacă făceam așa ceva, eu n-aveam asfalt și nici ei văd că deocamdată nu reușesc să-și facă lucrarea. Și atunci băgăneau oamenii în seara dacă n-aveam și o petic de asfalt, așteptându-i pe ei să facă canalizare. Ceea ce ar fi fost normal să facem așa. Deci undeva apa la ora actuală nu este o calitate foarte bună în Iezerul. Să sperăm că prin aceste denisipări și prin această stație vom deveni și noi. Și oamenii văd că au fost încrezători și au încredere și răbdare. Chiar dacă este un preț, este un cost, au răbdare și să sperăm că undeva la 2020 vom intra în iedreptă cel puțin cu apa de băut. Poziția comunei dumneavoastră, să spunem că este una privilegiată, aproape de Dunăre, aproape de brațul Borcea, de nouă brațul Borcea. V-ați gândit să depuneți proiecte, să investiți și pe partea de turism, să dezvoltați comunitatea și pe partea turistică? Da, o să vă dau două răspunsuri. Faptul că Jegălia la ora actuală nu are nicio firmă, cu excepția celor care fac agricultură, nu are nicio firmă care să producă. Să putem să încasăm și noi un investitor. Să avem un investitor. Noi am avut un parc, am făcut un parc tematic și acum avem la Ministerul Agriculturii depus pentru un sat pescăresc, unde încercăm să facem 8 camere de dormit cu sală mare și, bineînțeles că am luat legătura cu pescarii din zonă, să încercăm să aducem cât mai mulți oameni să vadă frumusețile acestei Dunări. Pe care sunt silvicultor și am pus o viață întreagă pe toată Dunărea. Vreau să vă spun că avem niște locuri atât de frumoase și atât de sălbatice, încât
ar fi invidioși din alte zone, Amazon, bine, Amazon e Amazon, dar așa ca idee, ar fi foarte mulți invidioși să vadă ce frumusețe avem noi pe insule de tip Turcescu, Lebăda, Nebunul, eu știu, Cianurile și Fermecatul, numai în zona asta, nu mai vorbesc de Jirlău și unde noi nu știm să le punem încă în, noi nu știm, în valoare, nu știm. Mai mult de atât, Jegălia a fost una din comunele în care au avut tradiție în pescuit. Familii întregi au pescuit. S-a întâmplat fenomenul, știți foarte bine. Dunărea este dată, plătesc foarte mulți bani. Noi cerem, eu am cerut pe doamna ministru Varga să-mi dea toanele, așa se numesc, toanele de pescuit, OAT-urile, să putem noi să le oferim oamenilor. Și atunci păzeau mult mai bine Dunărea. Nu mai vedeam atâta mizerie. Îi vedea pe navele astea care, de șmecheri, care dau drumul noaptea la tot felul de reziduri petroliere, dau drumul la sticlă de plastic, de să umple Dunărea câteodată când trec anumite nave, e, atunci pescarul nu-i convenea. Și venea și reclama. Nu-i mai lăsa pe ăștia să dea cu electricul, pe toana lui. Adică dădeam de muncă și cred eu că făceam și un sistem ecologic foarte bun în zonă, pentru că omul nu-i convenea să fie pescar numai o zi. Convenea să dea în continuitatea meseriei și fiilor. Știți? La ora actuală bărcile la noi nu prea mai există, s-au tras, s-au terminat, l-au predat și au plecat oamenii frumoși și lucrează în străinătate. Deci s-a terminat și această tradiție de pescuit a noastră, a celor din această localitate. Bineînțeles, și celelalte localități, eu nu spun că nu, dar asta este problema în Jegălia. Și din cauza asta depun un proiect cu tot felul de probleme pentru acest pescuit, acest sat de complex, nu știu, complex de pescuit, de, așa pe flag. Mai mult de atât, avem aprobat săptămâna trecută, acum două săptămâni am fost la Ministerul Apelor și Pădurilor și avem o stație de compost, unde vom strânge acest gunoi de graj și îl vom reda agriculturii, ca și în loc de azot să ne ducem ca îngrășământ natural. Și venim odată în ajutorul agriculturii și doar primăria mai câștigă niște bani, pentru că nu avem. Și încercăm, ne luptăm pe aceste proiecte să încercăm să vedem, să le și finalizăm în același timp. Nu e vina noastră. În ceea ce privește finanțarea, bugetul, de exemplu, va ajunge până la finele anului, cum stați pe toate astea de buget? Dacă ar fi să mai facem și mici investiții, n-am avea bani de salarii. Mai mult de atât avem și persoanele cu handicap. Eu sper că până la sfârșitul anului să ajungem. Pentru că presiunile sunt foarte mari pe primărie. Oamenii vor să le facă investiții și așa este, pe bună dreptate își doresc. Și e un lucru bun, eu nu spun că nu este. Dar avem presiune asupra bugetului, care oricum e foarte mic și motivația este și nivelul încasărilor, cu toate că oamenii vor, dar nu au. Sunt foarte mulți oameni care nu au bani să... Și oamenii nu au înțeles niciodată că, de exemplu, Rebu, ca firmă care colectează gunoiul menajer, contractul a fost ca primăria să plătească, dar oamenii trebuie să înțeleagă că, de fapt, acolo este o taxă specială pentru acel gunoi, iar banii care noi încasăm de la dânsii, îi dăm direct lui Rebu. Și vă dați seama că sunt cetățeni care nu pot sau nu vor sau nu pot, că avem și metode de constrângere, dar n-am ajuns încă pentru faptul că avem un grad de încasare de peste 80%. Anul trecut ne-am dus la 89. Dar nu înțeleg că trebuie să plătească. Și vin și spun, dom'le, am copilul la școală, de ce să plătești și pentru el? Sau avem copiii plecați în străinătate. Iar noi, nouă ni se ia banii în funcție de numărul dat de Institutul Național de Statistică. N-are de unde să știe cel de la București unde îmi spune că e 4200, Rebu vine și mulțește cu 4,8 cât au ei și îmi dă o sumă de 160 de milioane, eu trebuie să plătesc. Iar omul, efectiv, nu are de unde să dea seama. Și atunci vine o presiune, vă dați seama, tot asupra bugetului, că undeva trebuie să iei de la buget până când pui, deocamdată n-am avut această problemă, dar spre sfârșitul anului, undeva se strâng. Și atunci, Doamne ferește, vine ăștia de la Rebu și spun, stop, nu-ți mai iau gunoiul. Ce-am făcut atunci 2 luni de zile? Dar oamenii nu înțeleg. Zice, păi nu vă dăm vouă banii? Nu dați nouă, dați unei firme conform unei legi. Foarte clare. Și acel, eu mulțumesc mult locuitorilor că nu mai am probleme cu gunoiul. Toată lumea, vinerea când este zi, cum a fost astăzi, cum este mâine, zi de scoaterea gunoiului, vin și-l ia.
și marțea de două ori pe săptămână, am avut o înțelegere foarte frumoasă și pot să le mulțumesc. Selectăm și colectăm gunoi selectiv în jur de o tonă, o tonă și per, cam două tone per lună din comună. Vă dați seama că într-un an de 12 luni ai 24-26 de tone de gunoi selectiv, care înainte unde se ducea? În grupele de gunoi, le dădea foc, eu știu. Dar oamenii au înțeles. Și dacă ne vine și această stație de compost, chiar voi face, vom împlini un întreg complex, atât timp cât gunoiul menajer, gunoiul selectiv și gunoiul de graj dispare, dintr-o dată să avem toate că e o comună curată, să avem o comună și mai curată, îmi doresc. Ne dorim să ne vină copiii afară, să vină oamenii înapoi, da, și să putem să beneficieze toată lumea, încă degeaba facem străzi, degeaba am făcut centru cultural, degeaba avem bibionet, degeaba avem parc, degeaba avem terenuri de fotbal, degeaba facem atâta timp cât localitatea și comunele ușor, ușor vor dispărea. E un semnal dat către guvernanți. Și aici aș vrea să mai fac o paranteză. Apropo de școală. Școala a apărut odată lângă o biserică. Tot timpul bisericile, ei au fost cei care erau dascălii, preotul era și dascălul comunii. Și acolo unde era biserică era și o școală. Sunt două lucruri diferite. Odată că acum bisericile au rămas în continuare, dar școlile s-au distrus, pentru că la noi se lucrează cu banii pe elev. Mai mult acum, domnul Pandea, la București, a inițiat un proiect de lege în care cerem ca banii să nu mai vină pe elev, să vină per clasă. Pentru că poate să fie într-o clasă 20 de copii, dar poate să fie și 10, dar lumina, energia electrică se consumă la fel. Căldura este la fel. Mașina care pleacă după copii se aducă, orică aduce 15, orică aduce 5. Deci sunt niște cheltuieli per totale, noi le facem aceleași. Numai că Ministerul Învățământului judecă după fiecare copil, ceea ce nu e corect. Nu este corect nici că am închis școlile și aducem copii de 3-4 anișori cu mașina pe 4-5 km și acum e toamnă, dar nu știu ce o să facem când o veni zăpada. Mai mult de atât, în acele mașini, afară de cadrul didactic, trebuie să obligăm, printre ghilimele, să vină și părinții. Pentru că e copil de 3 ani și știți că ei plâng, nu sunt învățați încă și aducem. Și ne-am fi dorit foarte mult să păstreze școlile acolo cu 5 copii, să nu mai judecăm copilul după, să nu mai judecăm numai prin prisma banilor. Pentru că, vedeți dumneavoastră, învățământul românesc se duce la vale. Și atunci ne punem întrebarea, de ce și-a copiii cu ei și pleacă afară? Pentru că școala românească, învățământul românesc, a fost un învățământ de calitate și a scos oameni destul de buni de aici, de la țară. Nu vorbesc numai de la oraș, și de la țară. Și noi ce facem? Închidem tot. Pentru că zice, pe ce să înveți acolo? Că nu mai au profesori buni, că nu mai au învățători, că nu se mai ocupă. Și așa e, în mare parte sunt și profesori de genul ăsta. Și atunci și-a copiii cu ei și duc în străinătate. Și noi ce facem? Noi ca stat, ca nație, nu eu ca primar. Am avut la deschiderea anului școlar și cu asta aș vrea să pun punct și să pun puțin accent. Vreau să vă spun că eu merg la biserică, eu cânt în corul bisericii, nu asta o laudă, dar îmi place să merg în casa Domnului, dar nu se poate la școală, la ora actuală, factorii de decizie și văd foarte multe lucruri scrise. Să scria la un moment dat și există o lege în care nu ne permite să facem slujbă religioasă la începerea anului școlar decât cu aprobarea Consiliului de Administrație și cu a președintelui părinților. Nu se poate așa ceva. Dar e lege dată. Și noi totuși să dăm o hotărâre în Consiliul de Administrație să începem cu școala, cu biserica, cu recuvântarea lui Dumnezeu. Mai mult de atât. Avem copiii, centru. Cum e și în străinătate, centru. Și cine se ocupă de copii? Păi vin factorii, dascălii, părinții, noi primăria și poliția. Și biserica. Toți. Și am văzut un e-mail o dată pe Facebook ăsta de cineva din Arad și spunea că cum să fie că, vezi, doamne, directorul este a servit politic, primarul e a servit politic, preotul își face campanie, ceva, primarul își face... Adică un lucru foarte urât. Păi dacă noi aceste 5 foruri nu ne ocupăm de copii, e o problemă. Mai mult de atât. Am cerut părinților la deschiderea anului școlar să vină mult mai aproape de cadre, să nu considere că dacă a adus copilul, a băgat pe curtea școlii, gata, tată, copilul ăla nu învață sau nu se educă pentru faptul că îi devine profesor. Nu, îi devine și părintele. Ăia 7 ani de acasă, de multe ori, de acolo pleacă, din familie.
Și atunci am fost nevoit să spun, domnule, va trebui să vă implicați voi părinții, profesorii, noi primăria, prin dotări, poliția care și acolo are rostul ei de prevenție, plus preoții. Mai ales că au și cursuri și au acceptat să aibă ore de religie. Vreau să vă spun că mi-a plăcut și în încheiere aș vrea să dau am dat un sfat și încerc să-l dau la mai multă lume, nu neapărat eu. Și eu, la rândul meu, mi-a plăcut, scris de părintele Paisia Ghioritu, care spunea în felul următor. Unui copil e foarte bine să-i dai o palmă atunci când merită. Și palma poate să fie și o vorbă, poate să fie și fizică. Dar acea palmă rămâne ca durere în sufletul părintelui care a dat-o, iar a copilului se va trece foarte repede. Copilul de acea palmă va uita și a doua zi. Dar în suflet părintele se mustră, că zice, uite, mi-am bătut copilul. Cine nu știe să dea acea palmă mai târziu, ca să aibă o bucurie acel părinte în suflet, va trebui să dea acea palmă pentru că atunci când copilul va deveni părinte, el să se mândrească. Și atunci când bucuria sufletească este când își vede copilul realizat, cu facultate, cu familie, cu copii, cu rostul lui la casă, palma aia care l-a durut atunci când a dat-o pe părinte, va deveni bucurie sufletească. Și noi trebuie să tratăm și sufletul, nu numai faptic, ci și în realitate. Și am recomandat părinților să dea acea palmă. Pentru că nedată la timp, nu va avea bucuria sufletească în anii de bătrânețe mai târziu și nu va vede foarte bine acel copil. Și sper ca toată lumea să facă lucrul ăsta și noi să facem, pentru faptul că așa a fost nația asta românească. Să ne autoeducăm noi, prin profesori, prin biserică și prin toate organele școlii. Asta am recomandat și doresc, pentru că a fost început de an școlar, la toată lumea să fie un an bun și bunul Dumnezeu să aibă o palmă ocrotitoare asupra tuturor copiilor din România. Vă mulțumesc!